Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Audi oricine ați fi, oficial sunt cel mai ghinionist om în viață. Bine, excluzându-i pe cei din Africa. Totul a început miercuri în timp ce editam clipul cu anunțurile stupide din România. Deja se făcuse 2 ore de când editam în continuu și mi se făcuse cam foame. Noroc că venise mama de la magazin și a venit cu 2 pachete de biscuiți, iar eu l-am luat pe ăla fără cremă. Mare greșeală. Mănânc eu ce mănânc din pachetul ăla de biscuiți și după vreo 10 minute simțeam cum mi se umfla burta și începeam să mă întreb dacă nu cumva am rămas gravid. Îmi zic eu, e fix pula, fac o căcare și-mi trece. Trec 3 ore și trebuia să mă duc să mănânc de cină. Am zis să continui să mănânc din conserva mea de carne, care e plină de chimicale și resturi de fetuși de animale, că doar na, cancerul ăsta de mine trebuie întreținut ca atare, nu? Bă, și scandal, bă, ce se întâmplă? Nici de-al dracu nu puteam să bag în gură jegul ăla, parcă ceva îmi spunea, hei, astăzi seară nu mănânci nimica? Și după aia fac o pâine prăjită. Fix pula, nici pe aia n-am putut-o să o mânc. Bun. Înfometat și cu o burtă de gravid, ce s-a gândit Zapi? Hei, hai să bag un meci de CSGO, ce se poate întâmpla? Și chiar asta am și făcut. Mă bag eu pe CS cu un prieten pe mapa aia Mirage. Trece ce trece timpul, mai aveam 3 runde până câștigam meciul, că doar na. Eu sunt Zapi, sunt un fel de Ion Botezătorul al CS-ului. Bă, și iată încep să mă ia spasme din alea violente în stomac, care îmi fac mâna să-mi tremure pe mouse, așa am reușit să omor și eu vreo 3 teroriști în tot meciul ăla de CS. Bă, și după meci am zis, bă, eu îmi bag pula, mă pun în pat, mă culc și până mâine dimineață îmi trece. Ei bine, fix căcat. Deci după ce m-am pus în pat, așa a început să mă doară burta de rău, că nu-mi dădeam seama dacă trebuia să vomit sau dacă trebuia să mă cac. Greșeala mea a fost că m-am pus să dorm pe o parte. Visam eu ce visam, parcă visam ceva despre Metin 2. Bă, și deodată simțeam cum mi se scoală, mă, voma în esofag. Bă, și am sărit din pat și m-am dus să fug înspre baie, bă, și era beznă totală peste tot și am uitat că aveam ușa la cameră și ghiciți ce? Am dat cu capul de geamul de la ușă și l-am crăpat un pic, dar nu-i nicio problemă. Să vedeți numai ce-am crăpat eu Buda după aia, că ghiciți ce? M-am căcat și am vomitat în același timp și nici nu credeam că se poate așa ceva, adică cum dracu să iasă 2 chestii din tine în același timp? Bine, să intre se poate. Să intre 2 chestii în tine în același timp este chiar foarte posibil, mai ales dacă aveți cont premium pe Brazzers, sunteți foarte familiar cu chestiile astea. După mi s-a făcut foarte, foarte, foarte sete și am băut cam jumătate de litru de apă plată. Stai că iară vine, bă. Ziceam că am băut undeva la jumătate de litru de apă plată dintr-o dată și m-am pus în pat și credeam că totul s-a terminat și că a doua zi mă duc la școală. Peste 10 minute iar m-am dus să borăsc. Apoi așa uscat cum eram, m-am zvârcolit toată noaptea în pat. După m-am căcat iară. Și cât ai spune, trăiască Ceaușescu, s-a făcut dimineață. Cucurigu în pula mea! Și spre surprinderea mea m-am simțit mult mai prost. Am făcut febră, aveam frisoane și mă ustura când mă pișeam. Asta e rețeta pentru fetițele perfecte, mai lipsea elementul X și eram gata. Bă, deci practic eram ca un chihuahua castrat. Începusem să mă gândesc că mi-a sosit sfârșitul și chiar mi-era ciudă că nu aveam scris un testament, pentru că asta ar fi însemnat că toate bunurile mele ar fi mers la rudele mele pe care le urăsc. Ei, deci abia am putut să mă ridic din pat, mă durea coloana ca dracu pentru că dormisem în poziția mortului pe spate și mama înainte să plece la lucru, țin minte că mi-a pus o oglindă la nas să vadă dacă mai respir, cred că și ea aștepta să mor. Bun, până acum o zi foarte faină. După iară m-a trecut căcarea. Eu nu luasem niciun medicament până atunci pentru că am zis întâi să mă duc până la doctor să văd care-i treaba, să-mi dea el ceva medicamente. Na, să nu iau așa de capul meu ca să nu fac un cancer și mai grav decât aveam până acum. Bun, am sunat la doctor, mi-am făcut programare pe la ora 1. Și când să chem un taxi, de pare rău, traficul este blocat de ceva tiriști care fac protest, sunați mai încolo în pula mea, Nici nu credeam că poate să fie mai rău de atâta. Bine, până la urmă am ajuns și eu la doctor, cu 4 ore întârziere, dar nu-i niciun bai. Mi-a dat niște medicamente scumpe ca de obicei și acum mă simt mult mai bine. Plus că acum azi la ceva regim alimentar și am slăbit vreo, nu știu, deci mie mi-e foame constant, dar n-am voie să mănânc, numai orez fiert cu sare
Și n-am nicio problemă, pentru că ceva îmi spune că sunt pe jumătate chinez dacă îmi place așa de mult orezul ăla simplu. După m-o trecu căcarea. Dar țeapă, fraierilor! N-am fost la școală două zile și probabil o să trească să mă duc până la infecțioase să-mi facă niște injecții și să-mi pună și o perfuzie, dar eu nu mă supăr. Aoleu, și eu mâine trebuie să mă duc la ceva nuntă și aveam de gând să mă îndop cu sarmale. În concluzie, dragii mei, îmi bag pula în ei biscuiți. Nu uitați să luați un Sfântul Graal și ne vedem data viitoare. Adică cât de curând. Pentru nu știu dacă ați observat, dar încep să postez destul de mult pentru că, nu știu, zbolav! Trebuie să-mi găsesc și eu ocupație. M-am săturat de Metin 2. România, locul de baștină a unei specii umane ale cărei populație crește. Și nu ăștia, bătrânii.